Bună ziua! Pe Terra sunt o diversitate mare de medii. Voi, ce tipuri de medii cunoașteți pe Terra? Pornind de la afirmația lui Nicolae Iorga, natura îți dă zilnic exemple de a trăi. Înțelegem că anume ea este ansamblu de componente care deoseori face prea mari sacrificii încercând să ne învețe să trăim și să înțelegem cât de importantă și frumoasă este viața. Totalitatea componentelor naturii și a componentelor antropice care interacționează între ele formează mediul geografic. În cadrul mediului geografic se diferențiază mediul natural și mediul umanizat. Mediul geografic este organizat, ierarhic și poate fi de rang local, ca de exemplu pădure, baltă, lac, pajăște, de rang regional, Podișul Nistrului, Câmpia Română, Câmpia Europei de Est, de rang zonal, zonele naturale, stepă, păduri de foioase, păduri de conifere, de rang global, pământul în întregimea sa. Mediul geografic este un sistem specific terei, rezultat din combinarea și interacțiunea tuturor componentelor proprii Pământului, ca de exemplu litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera, inclusiv omul și activitățile umane. Formarea și individualizarea mai multor tipuri de medii, diverse după dimensiunea și structura lor, constituie rezultatul evoluției relațiilor dintre componentele mediului pe parcursul timpului geologic. Principalul criteriu de clasificare a tipurilor de medii este domeniul geografic, reprezentând suportul care acestea sunt legate prin geneză și evoluție, astfel deosebim mediul continental și mediul oceanic. În cadrul mediului geografic, componentele abiotic, ca clima, au cauzat formarea altor tipuri de medii, de exemplu, clima a cauzat formarea mediilor reci, temperate, calde, umide, uscate și altele. Formarea planetei și poziția axei în raport cu soarele, de fapt, determină o scădere a radiației solare de la ecuator spre pol. Deci, o reducere a temperaturii și formarea celor trei zone de climă, caldă, temperată și rece. Acesta, la rândul lor, cuprind mai multe subtipuri, temperat continental, temperat oceanic și altele, diferențiate în funcție de temperatură și precipitații. În cadrul mediului geografic, componentul natural, relieful, a condiționat formarea altor tipuri de medii, medii montane, de deal, de podiș, de câmpie. Relieful mai influențează clima prin dispunerea lanțurilor montane în calea maselor de aer. Munții au rol de baraj orografic. Versanții expuși circulației aerului, de obicei cei vestici, primesc precipitații mai abundente. Versanții adăpostiți, de obicei cei estici, primesc o cantitate mai mică de precipitații. Apa a apărut la începutul etapei geologice a dezvoltării planetei noastre, fiind una dintre componentele primare ale mediului său. Ea a jucat un rol important în apariția și menținerea vieții pe Pământ. În acest timp, apa are și o pondere apreciabilă în asigurarea existenței și activității societății umane, deținând funcția de menținere a mediului de viață, de alimentare și de dezvoltare a florii și a faunii. De fapt, componenta hidrică participă la structurarea mediului geografic, formând medii speciale. Vegetația generează diferite tipuri de medii, de pădure, de savană, de deșert, de pajăște. Organismele vii și habitatul lor formează ecosistemul. Omul este în același timp creația și creatorul mediului său înconjurător, care
îi asigură existența fizică și îi oferă posibilitatea dezvoltării intelectuale, sociale și spirituale. Ponderea componentei umane în cadrul mediului natural s-a consolidat pe măsura dezvoltării activității sociale-economice a omului. La ora actuală, spațiile naturale au devenit tot mai restrânse. Există regiuni geografice unde prezența omului în structura mediului geografic este determinată de elementul antropic, îndeplinind un rol dominant, cum ar fi mediul industrial. Habitatul uman reprezintă, de fapt, ansamblul teritoriului amenajat în care omul locuiește și își desfășoară activitățile vitale, economice, cele sociale. Prin dimensiuni, natura și specificul activităților desfășurate se diferențiază două tipuri principale de habitat, habitat rural și habitat urban. Ambele rezultă din prezența și intercondiționarea unor componente naturale sociale. Provocare la explorare. Marele zid verde, oamenii de știință speră că această centură de copaci va încetini eroziunea solului, viteza vântului și va ajuta la infiltrarea apei de ploaie în sol și a stopa întinderea zonei de deșert. Aceasta va fi probabil un proiect care va concura cu marele zid din China. Ce zici? Lecția a luat sfârșit. O zi bună în continuare.